Bună! Nu-i așa că aveți poftă de o tartă cu multă ciocolată și cu pere aromate? Exact asta vom face astăzi. Se face foarte ușor, iar lista de ingrediente o găsiți în descriere. Mai întâi o să încălzesc laptele, opresc acum focul și pun deasupra ciocolata ruptă bucăți. Amestec să se topească ciocolata și adaug untul moale. Am aici 200 de grame de unt cu 82% grăsime și amestec până se topește. Adaug o linguriță de esență de rom și las crăticioara deoparte să se răcească puțin. Și acum o să amestec ouăle întregi cu zahărul și o să le mixez până își dublează volumul. Pun mai întâi un praf de sare și încep să mixez. Pun peste făină o linguriță de praf de copt și o lingură de cacao. Le amestec ușor. Și acum o să pun peste compoziția de ouă câte o lingură și o să mixez ușor până se încorporează toată făina. La final adaug crema de ciocolată, care s-a și răcit puțin, și o să mixez la viteză mică. Am aici o tavă de tartă cu hârtie de copt în ea, are 28 de cm diametru, cu hârtie de copt înăuntru. Și o să răstorn compoziția. Las tava deoparte și o să mă ocup de pere. Mai întâi le curăț de coajă. Cred că o să am nevoie de 4 sau 5 pere, în funcție de cât sunt ele de mari. Le tai pe jumătate și le scot cotorul. Stropesc perele cu zeamă de lămâie ca să nu oxideze. Le amestec puțin. Și acum o să le crestez din loc în loc, să se poată coace mai bine. Pun perele pe tartă. Și una la mijloc. Și deasupra presar fulgi de migdale. Și acum o să o pun la cuptor la 180 de grade pentru 45 de minute, până se umflă și se încheagă bine. O să facem testul scobitorii. O să o las acum la răcit. Tarta s-a răcit și vreau să tai și o felie, să vedem cum este înăuntru. Să vedem ce gust are. E foarte bună. E minunată. Puteți să înlocuiți cu fructe de sezon. Cred că merge perfect cu caise, cu piersici sau cu cireșe. Și nu uitați să vă abonați, să vă anunțăm de câte ori punem rețete noi. Nu de alta, dar cel puțin o dată pe săptămână avem o rețetă nouă. Ne vedem data viitoare și nu uitați, lista de ingrediente este în descriere.